mă ducem așa de rău dacă ne amintim că parlamentarii mai acum câteva zile, spunea și dumneavoastră mai devreme, voiau să-și mărească salariile, da? Așa, la propunerea UDMR, era acolo un amendament băgat de ultima oră. Care a fost votat de final de toată lumea. Da, într-un final s-a aprobat doar majorarea salariilor aleșilor locali. E o decizie bună, o decizie rea. Cum o vedeți dumneavoastră? Majorarea salariilor primarilor din România. Și nu doar a primarilor. Că sunt primari, președinte de Consiliul Județean, viceprimari, vicepreședinte de Consiliul și așa mai departe. Exact, exact. Tot e o decizie greșită. Pentru că atunci când toată țara suferă și tu vii și spui, nu sunt bani pentru aia, nu sunt bani pentru aia, nu sunt bani pentru pensii, nu sunt bani pentru orice altceva, pentru investiții, da? Pentru cofinanțări. Dar vii și dai bani, găsești bani pentru salarii din mediul administrativ. Ce fac PNL și PSD care guvernează această țară împreună cu UDMR? Nu fac altceva decât să-și cumpere activul de partid. Acum toți acești oameni care beneficiază de aceste creșteri salariale, ei nu mai au acces la PNRR, programul făcut de Dragnea prin care puteau să coordoneze tot ce se întâmplă. Programele din PNRR sunt mult mai mari și coordonate de Uniunea Europeană, deci acolo nu se mai poate mișca nimic. Și ca să-i țin aproape partidele care astăzi guvernează, ce s-a gândit? Hai să-i compromitem pe președinții de Consiliul Județean, pe primari, să le dăm noi ceva bănuți în plus, ca să nu pierdem activul de partid. Cam asta este toată debatura și un lucru rău pentru România. Ei ar trebui să anuleze acea ordonanță și acea lege dată în Parlament. Înțelegem că sunt totuși primarii care în România câștigă destul de puțin. Cel puțin așa spun unii parlamentari care au și votat această decizie. Păi parlamentarii sunt salarii mici pentru primarii în România. Dumneavoastră ce știți? Sunt salarii mici la primari? Da, eu fac Păi și PMP-ul are primari. Câți primari are PMP-ul? 53 de primari. 53. Au mai fost unii care s-au lăsat pe... Vi s-au plâns vreun primar de salariu mic? Să știți că, din punctul meu de vedere și al PMP, noi considerăm că salariile primarilor ar trebui să fie și pe performanță date, nu doar pe ce se hotărăște. Și salariile primarilor sunt date în funcție de mărimea unității administrativ-teritoriale. Da? Sunt trei categorii de unități administrativ-teritoriale și și salariile sunt date în funcție de asta. Și de hotărârea luată de Consiliul Local. Consiliul Local este o limită de sus și una de jos, un minim și un maxim, da? Prin care se poate crește și consilierul local cu indemnizate și așa mai departe. Depinde de primar, că dacă ai un primar foarte bun și vrei să ții un bun manager la primărie, poate merită un salariu mai mult. Dacă ai un primar care bate pasul pe loc și nu dezvoltă comunitatea, dar el cere salariul mai mare, nu îl merită. Deci și cum am putea verifica, să zic așa, prin ce, adică trebuie să fie niște criterii la care să ne gândim. E un primar bun, e un primar rău, merită mai mult? În baza căror criterii? Deci, aia trebuie făcute criterii de performanță. Punctul meu de vedere personal, că fiecare primar ar trebui să primească salariul și remunerația pe criterii de performanță. Sunt primari foarte buni în țara asta și avem mulți la PMP și în celelalte partide sunt primari buni. Dar sunt unii care nu fac nimic. Că dacă făceau mai multe lucruri, țara noastră era dezvoltată. Nu mai aveam mii de școli cu toaleta în curte, fără autorizație de securitate la incendii și așa mai departe. Grea moștenire, că știți cum e. Fiecare care vine la guvernare, grea moștenire, până ne dumerim ce s-a întâmplat, a trecut și guvernarea asta, mai vine o altă guvernare, iar grea moștenire și tot așa. Și exact. Da, suntem în situația în care suntem. Dar, la un primar, nu pot să zic că e grea moștenire, că el e de 5 mandate primar. La primar, într-adevăr, nu da. Nu are această scuză să zică, domnule, e grea moștenire. Domnule, tu ai fost 5 mandate, n-ai făcut nimic. Doar că această problemă poate fi soluționată foarte ușor. Alegerea primarilor în două tururi, o lege propusă de PMP, o lege care stimulează democrația în comunitățile noastre, ar da șansa celor care doresc să investească și să muncească în comună, să fie buni gospodari pentru comunele lor, pentru zona în care trăiesc, să candideze și să și câștige. Astăzi este aproape imposibil ca orice candidat să bată un primar în funcție. Și vă spun și de ce. De ce? Pentru că primarul în funcție are tot ce înseamnă pârghii pentru oamenii din secțiile de votare, pârghii de control asupra cetățenilor,
pârghi de presiune și este o realitate. Dacă nu ai o șansă reală să câștigi, pentru că asta nu se câștigă cu jumătate plus unul din voturi, se câștigă numărul cel mai mare de voturi, da? Așa se câștigă o primărie. Un primar la Bistă, de exemplu, ești cu 30%, nu cu 50 plus 1. 30% din cei care au votat. Și atunci, alegerea primarului în două tururi, legea propusă de PMP, care aduce democrația reală în comunitățile noastre, dă șansa, totdeauna a fost când era alegerea primarului în două tururi, totdeauna cel de pe locul 2 câștiga. Dar astăzi este foarte greu să câștigi, să iei o administrație, să o reconfigurezi, dacă oamenii nu votează, domnule, votez cu primarul, că e de atâția ani și dacă nu este după aia, face presiune de la Camera Agricolă, de la tot ce înseamnă pășuni într-o comunitate. Sunt multe lucruri prin care primarul poate să facă presiune pe cetățeni. Nu că ar fi primarul cel mai rău om din comunitate, dar sunt în anumite comunități în care așa se întâmplă. Presiunea făcută de politic prin administrație dă oamenilor așa o temere și se calideze. Dar și să își exprime... Ca să nu mă încerc cu primarul că da, l-am contracandidat. Exact, da. Să-și exprime opțiunea politică. Și atunci oamenii s-au deșit, doamne, oricum n-am nicio șansă. Dacă ar fi alegerea primarului în două tururi. De ce nu se sprijină acest proiect? Păi este proiectul PMP și nu au interes. Pentru că noi suntem al treilea partid din perspectiva aleșilor locali. PMP are 2384 de aleși locali. După PSD și PNL, suntem al treilea partid. Dar partidele mari, care au cei mai mulți aleși locale, adică PSD și PNL, n-au interes să-și piardă primari. Și atunci, bineînțeles că nu vor susține o asemenea propunere legislativă. Noi am făcut această propunere în 2018, când eram în Parlament. Știu că e o întreagă dezbatere pe tema asta. Și a fost susținută și de alte partide politice. A fost preluată de USR, aceeași propunere și reluată în aceeași formă pentru alegerea primarului în două tururi și ar fi un lucru dacă s-ar întâmpla extraordinar, pentru că ar încuraja democrația în comunități. Astăzi oamenilor le este frică să candideze sau să își exprime opțiunea politică liberă. De la cort, nu îmi place, dar ce să fac? Dar mai ar fi varianta. Dar ce feedback ați primit, că vorbeam mai dinauri despre majorarea aceasta a salariilor, printre altele și a aleșilor locali. Ce feedback ați primit de la primarii PMP? Vă dați seama că acum eu sunt un tip foarte onest și foarte deschis. Niciun om care primește un bănuț în plus nu se va plânge, domnule, am primit 5 lei în plus. Fiecare e bucuros dacă primește ceva, asta e o realitate. Dar pe de altă parte, PMP la nivel PMP general, la nivel general nu este de acord este cu de acord această cu măsură decizia. În acest moment. În acest moment. Pentru că nu este oportună. Acum, în acest moment, că avem această criză. Avem da. Criza energetică, criza prețurilor, criza inflației. Avem nu doar o criză. Și cel mai probabil vom intra în recesiune în perioada următoare. Pentru că dacă avem scădere mai mult de 2-3 mese, intrăm în recesiune. Și atunci ce vom face în recesiune? N-ai bani pentru creșterea pensiilor, da? Că se li s-au promis. Țineți minte că a venit PSD, domnule, vrem creștere. Când erau în opoziție, PSD cereau creștere cu 40%. Când au venit la guvernare, să se respecte legea, 40%. Când au venit la guvernare, n-au mai avut nevoie de 40%, că nu se poate. Câtă ipocrizie! E retorica astăzi, fiecărui partid care e pe lângă noi cei din PMP am propus un lucru corect. Și noi am propus ca pensiile să crească cu 25%, pensiile normale, nu vorbim de pensii speciale care noi am propus să fie anulate, ca să nu fiu înțeles greșit. Pensiile oamenilor care au muncit și au plătit această țară, da? Să fie crescute cu 25% și nu pentru că așa vrea PMP, pentru că atât a crescut inflația și sunt obligați prin lege. Legea 46, dacă nu mă știu, spune clar că pensia trebuie, punctul de pensie trebuie crescut direct cu rata inflației. Exact, da. Și atunci noi am cerut un lucru de bun simț. Noi au crescut inflația cu 25%, crește și pensiile cu 25%. Nu vă bate joc de oamenii aceștia. Nu sunt bani, domnule. Păi nu, dar exact, pentru asta nu sunt bani. Dar să ții 25 de ministere, 97 de secretari de stat, da? 130 de miniștri, că ăștia toți au rang de ministru, și subsecretari de stat, toți cu mașină, cu director, cu secretară, cu asistenți. Vă dați seama cât de mare e bugetar, aparatul bugetar guvernamental doar, fără restul angajărilor la stat. Pentru că fiecare și-a dus acolo un minister, nu un profesionist. Mi-a spus că singurele ministere
care ar trebui să aibă mai mult decât un secretar de stat ar fi ministerele care sunt pe zona de fonduri europene, care atrag fonduri europene și care aduc investiții pe fonduri europene în România. Adică să ai un secretar de stat specializat pe atracție de fonduri europene, că aici e gura noastră de oxigen a românilor. Acest PNR care vine, vedem că sunt bani. Ne-au fost alocați. Dar cheltuie cineva? Nu cheltuie nimeni. De ce? Pentru că nu aparatul fiind atât de greoi și funcționează atât de greu, proiectele nu se fac. Și interesele unora sau altora să nu se dezvolte zona sau să se dezvolte mai puțin sau una mai mult, nu există o continuitate. Și atunci lucrurile de aia regresează și sunt blocate. Riscă România să intre în recesiune? Dar toată Europa va intra în recesiune. Toată lumea va intra în recesiune pentru că această criză sanitară, suplimentată cu această criză economic din perspectiva războiului din Ucraina, va aduce România și Europa într-o recesiune. Asta e un lucru deci pe care ne așteaptă vremuri și mai grele. Cu siguranță, cu siguranță. Cu siguranță. Imaginați-vă că în anumite zone am văzut factura de electricitate de 5 ori mai mari, de 5 ori. Acești oameni care primesc 5 facturi de 5 ori mai mari, plătesc 25 de facturi. Cam așa ar fi calculul făcut minimal. Și dacă un om plătea 100 de lei pe lună și acum trebuie să plătească pentru 5 luni 500 de lei, de 5 ori mai mult, plătește 2500 de lei, cât plătea în 2 ani jumătate. Interesant că, apropo de anunțul vicepreședintelui ANR, nu a dat și numele furnizorului. A spus un furnizor mare, dar nu știm care. Acum toată lumea stă cu emoții fiecare că nu știe care furnizorul spune este că din cauza furnizorul. O fi al meu, ori fi... Păi oamenii care nu și-au primit facturile știu că ei sunt vizați. Dar imaginați-vă că acești furnizori nu cred că sunt de rea credință, dar cu atâtea modificări, cu atâtea directive, cu atâtea texte modificate în lege și în ordonanțe de urgență și de guvernamentale normale, n-au ținut pasul. Că cei care au încercat să țină pasul au greșit. Știți acele facturi care au venit, venea o factură de 3800 la electricitate. Și tot așa, din cauza calculelor greșite, nu au făcut calculele cum trebuie și au venit facturi suplimentare, adică enorme. Și atunci bănuiesc această companie, nu sunt eu avocatul lor, dar bănuiesc că această companie au vrut să aibă o liniște sau să vadă o direcție și după aceea să factureze. Un lucru care nu e normal, pentru că factura trebuie să vină în funcție de contract și consum. Corect. Adică indiferent de beneficiile sau reformele administrativ-fiscale care vin din partea guvernului, orice firmă are un contract. Orice firmă de furnizare are un contract cu dumneavoastră, cu mine, prin care ne vinde pentru o perioadă de 6 ani sau 6 luni energia electrică la prețul respectiv, că așa însemna contractul. Deci ei trebuia să factureze. Nu au nicio scuză să nu factureze. Doar dacă au fost contracte pe baza cărora sau în care era stipulat că prețul va crește direct proporțional cu prețul de la producător sau așa mai departe, sau cu prețul pieței, care iarăși nu e un lucru corect să-l vinzi unui cetățean, mâine crește prețul cu 200% și el rămâne fără electricitate. Trecem și la chestiunile politice, partea mea preferată, ce recunosc. Și aș vrea, domnule Simion, ca să aflu și care sunt planurile PMP. Ce se întâmplă? Se întâmplă o fuziune? Nu se întâmplă? Au fost discuții, am văzut, au apărut diverse reacții, inclusiv de la PNL, inclusiv de la președintele Partidului Mișcarea Populară, domnul Eugen Tomac, despre o fuziune cu PNL. Cum stau lucrurile? Există o discuție în acest sens? Nu. Nu există nu. O discuție. Au fost discuții de colaborare, fiind un partid de dreapta. Nu să știți foarte bine și în Parlament am încercat să facem lucruri bune și când a fost nevoie alături de PMP, am trecut de PNL, am trecut o lege sau așa mai departe. Ba mai mult, am și susținut guvernul Orban în mandatul nostru. Am votat acel guvern pentru că am dorit să scăpăm de Dăncilă. Aia era realitatea. Din păcate, dreapta politicii românești nu dă semne că se poate alia, pentru că PNL ei nu doresc acest lucru.
Asta e foarte clar. Deci PMP și-a dorit o alianță noi, cu PNL? Noi ne-am dorit o, noi o ne-am fuziune? Dorit să, nu, nu, noi ne-am dorit o fuziune. Au fost discuții pe tema unei colaborări, au fost discuții pe o direcție comună. Nu a fost niciodată pusă discuția, hai să facem o fuziune, tu mergi acolo, ăla merge acolo sau așa mai departe. Din păcate, noi PMP totdeauna ne-am dorit să facem lucruri pentru români. Și pentru partidele mai mari, cum e PNL, românii nu sunt prioritari. Dar cine sunt prioritari? Păi activul de partid și oamenii care susține partidul. Deci nu există în acest moment discuția unei fuziuni. Avem, în schimb, alte discuții pe oameni care doresc să vină la PMP și ați văzut... De la PNL? De la ALDE, de exemplu. De la ALDE. Domnul Daniel... De la Vaslui, fostul președinte al de a, și-a arătat interesul de a veni alături de noi. Partidul Ialomițenilor, un partid mic din Ialomița cu doi primari și 5% la nivel județean, și-a arătat intenția de a fuziona cu PMP. Deci, din de se mărește familia PMP. Din perspectivă politică, suntem cel mai frecventabil partid. Suntem un partid de oameni serioși, de centru-dreapta, un partid cu o doctrină creștin-democrată, un partid care respectă valorile, respectă biserica, un partid în care românii doresc să vină. Cei care au fost păcăliți la alegerile din 2020 și au crezut că vin salvatorii de laur și uite ce treabă fac, cei care au doctrina creștină și și-au dat seama că au fost păcăliți acum. Da? Și sunt foarte mulți oameni noi care vin în PMP în fiecare zi. Eu vă de spun la aur vin? Nu știu dacă de la o, că nu am avut niciun lider, să zic așa, sau un deputat să vină la noi. Dar ați acceptat oameni de la ură în partid? Noi acceptăm, PMP este un partid și românii trebuie să știe acest lucru, cu porțile deschise. Pentru oamenii de bună credință, care vor să facă politică de calitate, pentru comunitățile lor și pentru țara noastră, sunt bineveniți. Noi nu avem antipatii față de nimeni. Noi ne dorim oameni serioși, oameni care nu au probleme cu legea, oameni care într-adevăr doresc binele comunității și dezvoltarea României. Nu oameni care vin să vândă o minciună și după aia își dau rama pe față și vedem că tot ce au promis nu au dus mai departe sau nu s-au ținut de cuvânt. Cum se pregătește PMP pentru 2024, un an cu patru rânduri de alegeri? Da, Eugen Tomac, candidat la prezidențiale? Candidat? Noi anul acesta am avut un congres prin care domnul președinte Tomac a revenit în funcție de președinte. Eu am preluat secretariatul general la nivel național. Dumnealui este un om cu o experiență în Parlamentul României, în Parlamentul European și o experiență de leadership mare. A condus PMP-ul prin vremuri bune, mai puțin bune și un om cu onoare, care atunci când a simțit că lucrurile nu au fost bine puse la punct și a dat demisia. Și mă refer la momentul din 2020 când PMP nu a intrat în Parlament. Foarte puțini lideri politici au onoare și demnitate, ceea ce președintele Tomac a arătat că are. Noi suntem într-o continuă reorganizare. Am terminat seria de întâlniri regionale la nivel național. Din martie, de când ne-am apucat de treabă, am restructurat tot PMP cap-coadă. Am făcut toate întâlnirile regionale. În octombrie urmează o întâlnire pentru a așeza Liga Aleșilor Locale la nivel național. Avem întâlniri, avem tot felul de conferințe județene. Deci suntem foarte activi, cel puțin eu cu domnul președinte Tomac. Cred că am bătut țara asta dintr-un colț în altul de două ori anul ăsta. Avem întâlniri săptămânal. De exemplu, sâmbătă se întâlnesc tinerii PMP la Partid pentru Socializare. Oamenii vin cu drag la partid și este un lucru extraordinar. Să vezi că își doresc să fie parte din PMP, din familia PMP. Este un lucru excepțional. Mie asta îmi place. Eu vin dintr-o organizație foarte unită. Organizația PMP, Bistrița Năsăud, este cea mai performantă din toată țara. Noi am luat aproape 13% la alegerile parlamentare. Lucru pentru care și colegii mi-au cerut și m-au susținut pentru funcția de secretar general. Și au dorit să extrapolăm scorul la nivel național. Și am doresc și eu. Cred că în 2024 PMP va fi partidul care va face o figură frumoasă. Sau dacă vom fi pe cont propriu sau într-o alianță care într-adevăr să schimbe scena politică românească. Ce scor țintiți? Noi nu putem vorbi de scoruri în acest moment pentru că sunt foarte multe lucruri care se schimbă în politică. Este foarte oscilantă scena politică și este o vorbă în politică. Nu aduce anul, ți aduce ceasul.
Adică, în acest moment, lucrurile nu sunt clar stabilite. Dar, în orice caz, ce pot să vă spun cu siguranță este că în PMP sunt foarte mulți oameni serioși, foarte mulți oameni bine intenționați. Am reușit să cunosc partidul, baza partidului. Dar, din anumite greșeli tehnice sau de strategie, PMP nu a intrat în Parlament. Plus că noi considerăm că am intrat și știm că am intrat în Parlament, doar că am avut 1093 de contestații care nu au fost luate în considerare. În 1093 de secții de votare, unde am avut reprezentant și am avut reprezentant care a spus, domnule, noi am votat cu toată familia, cu PMP-ul, n-am avut niciun vot. Și PMP a fost și furat, dar asta este. Va avea candidat PMP la prezidențiale? Sau va susține altă parte? Depinde de forma în care intrăm în 2024. Este de vreme să ne exprimăm în acest moment. Cu siguranță, dacă intrăm pe un propriu, vom avea candidat și vom avea un candidat bun. Dacă vă amintiți, la ultimele alegeri prezidențiale l-am avut pe Teodor Paleologu, un român autentic, un intelectual al României care ne-a dus cinste și onoare să candideze pentru noi și care făcea un bun președinte, carismatic, un om educat, un prezidențiabil pe care noi l-am susținut cu toții, fără niciun dubiu în partid și cu siguranță vom găsi candidatul potrivit, nu știu dacă... Domnul Tomac n-are un profil de prezidențiabil? Eu n-am vorbit cu domnul Tomac dacă își dorește sau nu, asta trebuie să întrebați. Dar personal l-ați vedea candidatul PMP? Eu vă spun un singur lucru, eu l-am susținut pentru funcția de președinte și îl susțin pentru orice candidatură, pentru că știu capacitatea omului de a munci. Eu sunt un ardelean care tot ce am construit, am construit prin muncă. Și în PMP, ce am adunat cel mai mult la domnul președinte Eugen Tomac, capacitatea de a munci. Spunea zilele trecute, am mai găsit încă unul ca și mine, ca să muncească în toată țara. Adică noi fugim și ne sacrificăm și investim foarte mult timp în reconstrucția partidului, pentru că ne dorim ca PMP să fie un partid care în 2024 să fie în Parlamentul României. Bineînțeles, vom merge prin toate alegerile. Mă bazez mult pe structura de partid și pe forma de reorganizare actuală prin care vom așeza multe organizații. Spuneți mai devreme că vin oameni la PMP. Mă gândesc că sunt oameni care până acum n-au fost în vreun partid, nu? Sunt și oameni. Eram curioasă, mai intră tineri în politică? Fiind tineri, mai e politica ofertantă pentru tinerii români? Eu vă spun că recent, de o lună, 1 septembrie, 5 septembrie a avut școala de vară a PMP la Neptun, unde au fost prezenți 400 de tineri. 400 de tineri din România care își doresc să facă politică, care sunt înscriși în PMP cu adeziune, au venit la școala de vară. Într-adevăr, am făcut o școală de vară educativă cu speaker din Statele Unite, am adus un alt suflu în PMP și da, se înscriu tinerii. Deci mai avem o speranță. Mai avem o speranță că văd în PMP o opțiune. Asta e cel mai bun lucru pentru noi. Că timp cei care vin și ne spun, domnule, sunteți singurul partid în care mai putem crede. Că dacă îi luăm așa pe toți, nevar de PSD și PNL care ne mint constant de 30 de ani, vedem că fiecare a avut șansa să demonstreze. Au venit și au avut șansa să demonstreze și n-au demonstrat. Omul care te votează și care vrea să se scrie într-un partid politic, eu, din perspectiva mea, cred că vine după ce vede că acel partid a făcut ceva sau inspiră încredere, sau liderii locali sau liderii naționali inspiră încredere. Și atunci, cu mare bucurie, văd acest lucru și vă spun, săptămâna trecută, acum două săptămâni, ca să nu mint, eram la sediul de partid în Bistra și a venit un domn unde nu aveam organizație, că se întâmplă și în organizațiile puternice să ai câte o comună unde nu ai organizație și zice, domnule, uite, m-am hotărât, am vrut să vin în 2020 și îmi pare rău că n-am venit, vreau să candidez să câștig acolo primăria. Un om foarte ambițios, serios, într-o comună, domnule, bine ați venit în PMP. Deci încă vin oamenii. Încă vin, e un lucru bun. Domnule Simionca, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Eu vă mai aștept în studioul Puterea Știrilor. Pe voi vă invit să rămâneți alături de noi, să ne dați un like și un subscribe și pe pagina noastră de YouTube Puterea Știrilor. Vă mulțumim! We'll be right back.